Cum ar fi dacă v-a salutat cu trăiască regele? Nici nu știți ce să răspundeți la astfel de... Da? Nu cred că e vorba de regele pământesc. Eu nu sunt regalist din nepolitica mea, dar sunt regalist lângă Hristos. Și dimineața asta vom vorbi despre încoronarea Lui, așezarea Lui pe scaunul de domnie al Tatălui, la dreapta măririi în ceruri. Dar întrebarea este, care sunt implicațiile pentru mine a acestui fapt? Încoronarea regelui și implicațiile ei. În săptămâna mare am încercat în jurul temei regelui, a împăratului, pe care l-au cerut bătrânii lui Israel, lui Samuel, dă-ne un împărat, pune peste noi un împărat, cum au toate neamurile. Am încercat să adunăm câteva teme legate de el. În primul rând, în Duminica Floriilor, l-am întâmpinat pe regele nostru, pe împăratul cerurilor, intrând Ierusalim în casa tatălui său. Apoi, în Joia Mare, adunați împreună cu ucenicii în camera de sus, l-am văzut pe împăratul etalându-și, așezându-și inima într-un fel înaintea lor, descoperindu-și, dezvăluindu-și inima pentru ei. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, le-a spus el. În Vinerea Mare, ucenicii îngroziți îl priveau răstignit, neștiind că ăsta este singurul mod de a birui pe Satan, de a zdrobi capul șarpelui, de a ieși biruitor asupra lor, asupra lui, prin cruce. Iar în dimineața aceasta ne vom opri lângă încoronarea regelui. Dar dacă vorbim despre rege și regalitate, dați-mi voie să las Scriptura și am vrea să baleiem împreună cu el, cu Duhul lui Dumnezeu, Scriptura din Genesa până în Apocalipsa, pe tema regalității în planul lui Dumnezeu. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, păsările cerului, peste dobitoace, peste orice târătoare care se mișcă pe pământ. Dragii mei, astfel de cuvânt din partea lui Dumnezeu este adresat maestății sale regale, pentru că Dumnezeu l-a creat pe Adam ca să fie coregent cu Dumnezeu, într-un fel să stăpânească, să administreze planeta pe care Dumnezeu l-a așezat ca într-o casă mobilată. Din păcate, abia întorc pagina în capitolul 3 și am neascultarea, pe urmă judecata, blestemul și alungarea din Eden. Și în felul acesta, între om și Dumnezeu, se ridică un zid de despărțire și omul ajunge în slujba celui rău. Pentru că Scriptura spune, nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Avem doar două opțiuni, le aveți în fața dumneavoastră. Dumnezeu cu pomul vieții sau șarpele cu goliciunea minciunilor lui. Dar pentru că Eva a plecat urechea la șoapta șarpelui și a dat și bărbatului ei din fructul oprit, păcatul a ridicat un zid de despărțire. Nu mâna Domnului prea scurtă, nu urechea lui este prea tare să n-audă. Păcatele noastre, nelegiuirile noastre ne-au separat de El și astfel suntem în pribegie și istoria, dragii mei, a intrat în via asta a despărțirii de Dumnezeu. Adam și-a vândut dreptul de a domni și a ajuns rob, stăpânit, robit de cel rău și de deșertăciunea lumii acesteia. Și în șiretenia lui, când a ieșit din grădina Edenului, știți ce a ridicat șarpele înaintea lui? Aur, argint și pietre prețioase. Și de atunci omenirea se omoară, se calcă în picioare, dragii mei, pentru un pumn de arginți. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, spune Scriptura. Adam și-a vândut dreptul de a dormi, nu, de a domni. Și ne întrebăm, Doamne, ce s-a întâmplat cu planurile tale? Ți-a dejucat șarpele planurile? În niciun caz. Dragii mei, Dumnezeu n-a renunțat la planurile Lui și El le va duce mai departe și le va împlini. În Genesa 3 cu 15, deja acolo, scena judecății, El spune, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul, spune Dumnezeu. Și cu această promisiune în suflet și în minte, Adam și Eva sunt alungați din prezența lui Dumnezeu, nădăjduind la împlinirea promisiunii pe care a făcut-o cel prea înalt.
Răsfăiți alte câteva pagini în Genesa și ajungeți în capitolul 11. Nimrod adună toată populația globului și are o idee. Hai să nu-L ascultăm pe Dumnezeu, să fim împrăștiați pe toată fața pământului, să ne facem o cetate și un turn a cărui vârf să atingă cerul, în sfidare față de cel prea înalt. Dumnezeu a zâmbit, a coborât, le-a încurcat limbile și i-a împrăștiat pe toată fața pământului. Și de sub turnul Babel, Dumnezeu îl cheamă pe Avram, un idolatru, tatălui general în armata lui Nimrod, și spune, ești din țara ta, din casa tatălui tău, vino în țara pe care ți-o voi arăta, te voi face un neam mare, vei fi o binecuvântare, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Cine este Avram? În planul lui Dumnezeu este un nou Adam, este un nou început, pentru că Dumnezeu viza o nouă creație, o nouă rasă umană prin el. Nu mulți ani după aceea, Iacov coboară cu 72 de suflete în Egipt și după 400 de ani de robie, Dumnezeu îi scoate cu mână tare prin Moise din Egipt și aduce la Sinai. Și în capitolul 19, el le spune, ați văzut ce am făcut Egiptului, cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine acum. Dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. O relație condiționată de ascultarea lor. Dar ascultați ce spune versetul următor. Îmi veți fi o împărăție de preoți. Notați, vă rog, împărăție și preoție puse la oaltă. Îmi veți fi o împărăție de preoți, pentru că din urmașii lui Avram trebuia să ridice împăratul. Trebuia să ridice împăratul. Din coapsele lui Avram trebuia să se împlinească planul lui Dumnezeu cu așezarea omului, creaturii lui, pe scaunul lui de domnie. Noi tocmai încheiem 1 Samuel și în vară facem o pauză pe psalmii regal, nu pe psalmii cu context istoric dat. Și în toamnă vom lua 2 Samuel. Dar în 1 Samuel asistăm la tranziția de la teocrație la monarhie. În toată perioada judecătorilor, atunci când ajungeau la ananghie, Dumnezeu ridica câte un judecător, îi elibera, dar ei se întorceau la păcatele lor și ciclul s-a repetat sute de ani. Și Dumnezeu l-a dus pe Samuel pe scena istoriei, la rugăciunea Anei. Iar în capitolul 8, el vine și spune bătrânilor lui Israel, pune un împărat peste noi, cum au toate neamurile. Samuel s-a întristat. Dumnezeu l-a liniștit și a spus, Samuele, nu te întrista, nu pe tine te leapădă, ci pe mine. Și cu toate acestea, Dumnezeu însuși se implică, îl alege pe Saul, îl unge pe Saul, toarnă Duhul Sfânt peste Saul. Și așa avem primul împărat în Israel, în nădejdea că linia împărăției va continua prin următorii. Dacă dau cărțile 1 și 2 împărați, la 1 și 2 Samuel, dragii mei, avem înaintea noastră toată istoria monarhiei lui Israel. Avem istoria ridicării, primul împărat Saul, dar și istoria căderii lui Israel cu ultimul împărat, Zedechia. Și în felul acesta se ridică din nou întrebarea, ce se va întâmpla cu planul lui Dumnezeu? Cum își va împlini Dumnezeu planurile cu care a pornit la drum în Genesa? Ce se va întâmpla cu toate aceste lucruri? Uitați-vă la istoria lui Israel. Linia dreaptă, din partea stângă, este Hexateuhul, primele cărți din Biblie, Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, apoi urmează Iosua și după Iosua, perioada judecătorilor, extrem de agitată. Și la sfârșitul perioadei judecătorilor, prin Samuel, Dumnezeu așează pe primul împărat, pe al doilea împărat, pe scena istoriei lui Israel. Și primii doi împărați îi găsiți în 1 și 2 Samuel. De ce trebuie să adăugăm și 1-2 împărați? Pentru că Solomon este pe primele pagini ale cărții 1 împărat și pe urmă toți ceilalți împărați continuă. Dar s-a întâmplat ceva. Din pricina neascultării lui Solomon la moartea lui, regatul se rupe în două. 10 seminții la nord, cu capitala la Samaria, 2 seminții la sud, cu capitala la Ierusalim. În 722, Israel pleacă în robia asiriană. În 586, Iuda pleacă în robia babiloniană. Ne uităm la istoria lui Israel și ne întrebăm, s-a terminat cu monarhia, s-a terminat cu regii, cu împărații? Ce se va întâmpla cu planul lui Dumnezeu? Dați-mi voie să mai adaug o altă carte, 1 Cronici.
Și în 1 Cronici, observați, Cronicile sunt ultima carte din canonul ebraic, la traducerea Septuagintei, a fost mutată între cărțile istorice. Dar cronicarul trăiește tot ce scrie Vechiul Testament, trăiește, dragii mei, în perioada de după repatriere din robia babiloniană. El nu scrie o altă istorie, ci el analizează istoria pe linia regatului de sud. Și de aceea începe, așa cum a început Genesa, primul cuvânt din Cronici este Adam. Știți istoria lui Adam, tocmai am vorbit despre ea, primul împărat este Saul. Pe Saul Dumnezeu îl leapădă din pricina neascultării lui, termină tragic, dragii mei, consultând pe maestatea sa satanică și din pricina asta Dumnezeu l-a omorât. Cum poți să stai pe scaunul de domnie al Domnului să vorbești cu diavolul? Este o contradicție în termeni. Și îl unge pe David. Și pruncul lui David, care va ședea pe tron, în urma lui este Solomon. Și în baza legământului davidic, capitolul 29, versetul 23, spune: Solomon așezut pe scaunul de domnie al Domnului. Și asta nu e o metaforă. Pentru că în legământul davidic Dumnezeu face o promisiune: pe unul din fiii tăi îl voi așeza pentru totdeauna în casa mea și în împărăția mea, scaunul lui de domnie va fi întărit pe vecie. Nu, nu. Diavolul n-a dejugat planurile lui Dumnezeu, indiferent cât de sinuoasă este istoria, dragii mei, Dumnezeu își va duce planurile la îndeplinire. Pe unul din fiii tăi îl voi așeza pentru totdeauna în casa mea și în împărăția mea, scaunului de domnie va fi întărit pe vecie. Dar dacă adaug și 2 Cronici la primul volum, ce îmi spune, dragii mei, cronicarul? Solomon, care a așezut pe scaunul de domnie al Domnului cu înțelepciunea specială primită de la Dumnezeu, Dumnezeu îi dă și bogăție și faimă, știți de ce? Să-i testeze înțelepciunea. Și s-a dovedit nebun, pentru că n-a știut ce se facă cu bogăția și cu faima, dragii mei. Nebun! Și viața lui este vinovată de prăvălirea istoriei lui Israel, cel mai bun împărat, epoca glorioasă de aur a lui Israel, coboară în vale. Dacă n-ar fi fost legământul davidic, dragii mei, cronicarul ar fi terminat în fundul robiei babiloniene. Dar Dumnezeu îi insuflă să împrumute 4 versete din Ezra, edictul lui Cir, care dă poruncă repatrierii, a rezidirii templului de la Ierusalim, le dă materiale și argint și aur pentru rezidirea templului. Ce-mi spune cronicarul prin acest ultim segment? Nu, nu, planurile lui Dumnezeu n-au fost înnecate, deși și Israel și Iuda au plecat în robie. Dar înainte ca se întâmple lucrul acesta, prin Ieremia Dumnezeu anunțe un nou legământ ca să-și ducă mai departe planurile. Ce incredibil Dumnezeu! Dar să lăsăm Vechiul Testament și să venim, dragii mei, în prima carte a Noului Testament, în Matei. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiului David, fiul lui Avram. Fiului lui David i-a promis Dumnezeu că îl va așeza pentru totdeauna în casa lui și în împărăția lui, scaunul de domnie va fi întărit pe vecie. După 3 ani și jumătate, în dimineața vinerii mari, dragii mei, este târât de la Caiafa în curtea lui Pilat împreună cu mulțimile. Și Pilat îi pune o întrebare când a fost înaintea lui: ești tu împăratul iudeilor? Da, a răspuns Iisus, sunt. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei ar fi sărit în ajutorul meu. Eu pentru asta m-am născut, ca să vorbesc despre... Dar ce este adevărul, întreabă Pilat. După ce îl întoarce pe față și pe alta și îl găsește nevinovat, îl scoate afară, nu găsesc nicio vină în el. Răstignește-l! Au strigat marii preoți. Dar ce rău a făcut? Răstignește-l! Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Nebunii! Dacă ar fi înțeles valoarea sângelui lui Hristos. Dragii mei, sângele Domnului Iisus a plătit pentru toate păcatele lumii. Și sângele acesta are
singura putere de mântuire. Dar dacă calci în picioare sângele lui Hristos, rămâi pe cap și pe suflet cu toate păcatele omenirii. Asta este iadul. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. L-au trât pe muntele Golgota, l-au țintuit pe o cruce și au scris deasupra capului lui: Împăratul iudeilor. Nu scrie că este împărat, scrie că el a zis că este împăratul iudeilor. Au zis preoții cei mai de seamă: ce am scris? Am scris, a zis Pilat. Priviți crucea. Și pe împăratul iudeilor a târnat pe lemn. Și puneți-vă împreună cu mine o întrebare: ce se va întâmpla cu planul lui Dumnezeu de a așeza creatura lui pe tronul slavei? Ce se va întâmpla? Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. În Joia Mare, Iurie a așezat pe această masă, pe acest catafalc, un trup mort. Pentru că Domnul Iisus în Joia Mare a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Dar s-a întâmplat o minune, nu știm cum. Scriptura spune că nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu l-a înviat din morți. Dragii mei, noi nu pricepem puterea lui Dumnezeu. Noi nu înțelegem cum poți să strici unui mor de 4 zile intrat în putrefacție. Lazare, vin afară să te audă, să scoale, să vină, să leviteze. Cum poți spune, Talita Cumi, tinerelule, scoală-te? Așa a putut Dumnezeu spune fiului său: ridică-te. Și prin piatra care încă nu fusese dată deoparte, dragii mei, ieșit afară din mormânt, Giulgiul a rămas ca și cum ar fi înfășurat un trup care s-a evaporat din el. Și îngerul a venit să prăvălească piatra doar ca să anunțe învierea lui din morți. Dar observați, din trupul acesta a izbucnit viața. Hristos a înviat și prin învierea lui noi am fost născuți din nou la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu poate putrezi, păstrată în ceruri pentru noi. Ce extraordinar mesaj, ce incredibilă ofertă de har pentru noi. Dați-mi voie să mă opresc în dimineața învierii. Copiii ne-au dus deja la scena mormântului. Dis de dimineață, pe gât era încă întuneric, Maria a venit la mormânt, pentru că femeile au venit când răsărea soarele și se întreba cine va da piatra deoparte. Și când vine, piatra este răsturnată, privește în mormânt, mormântul este gol și speriată fuge repede să vorbească ucenicilor: l-au luat pe Domnul, l-au luat pe Domnul, nu știu unde l-au pus. Petru și Ioan o iau la fugă spre mormânt. Ioan mai tânăr aleargă mai repede, ajunge la gura mormântului, privește înăuntru, nu îndrăznește să intre. Vine Petrul, de deopatre, intră în mormânt, vede Giulgiul, vede ștergarul înfășurat în jurul capului pus deoparte frumos. După care ies amândoi, prin nu știu ce să creadă, și pleacă spre casă. Maria rămâne la gura mormântului și plânge. Și la un moment dat aude o voce: femeie, de ce plângi? Ea a crezut că e grădinarul. Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus, ca să mă duc să-l iau. Marie, a strigat-o Iisus. Ea îi recunoaște vocea, se întoarce, dă să cade la picioarele lui și strigă: rabuni, învățătorule! Nu mă ține, spune Domnul Iisus, încă nu m-am suit la tatăl meu și la tatăl vostru. Du-te, spune fraților mei, mă sui la tatăl meu, la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria pleacă, Iisus pleacă. Unde? În cealaltă dimensiune, direct la scena încoronării, în sala tronului lui Dumnezeu. În Evrei, primul capitol, avem toată scena încoronării, descrisă prin împrumutarea câteva versete din psalmii regali, aplicați la Domnul Iisus Hristos. Aș mai adăuga și primele 4 versete din capitolul 2, dar uitați-vă la structura textului. În primele 4 versete am o afirmație despre Iisus. În versetele 5 la 14 am demonstrarea acestei afirmații.
Iar apoi, în primele patru versete din capitolul 2, am o solemnă atenționare în fața acestor lucruri care ne-au fost revelate. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Dar să mă întorc la afirmația din text. După ce a vorbit în vechime părinților noștri în multe rânduri și în multe chipuri, la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Observați, Dumnezeu are două vorbiri. Așa cum noi auzim două vorbiri, vorbirea Lui prin Scriptură și vorbirea Lui prin natură. Dar atunci când vin la Scriptură, și în Scriptură există două vorbiri, vorbirea Lui în vechime, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, și apoi la sfârșitul acestor zile, ultima vorbire a Lui Dumnezeu. Când calci în picioare și ultima vorbire, nu mai ai nimica decât pedeapsa Lui, ne spune Scriptura. Ne-a vorbit în vechime, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri. Și în Vechiul Testament, rabinii care nu cred că Iisus este Hristosul, au descoperit 348 de profeții mesianice și ei așteaptă ca să vină Mesia, ca să le împlinească. Noi îl celebrăm pe cel înviat din morți, pentru că cele mai multe dintre ele au fost împlinite în viața Lui, în moartea Lui, în învierea Lui. Dragii mei, până și psalmistul spune, nu-i vor zdrobi niciun os și vor împărți, vor trage la sorți pentru hainele Lui, și asta se întâmplă sub cruce. 348 de vorbirea Lui Dumnezeu despre Mesia, despre răscumpărătorul lumii. Dar nici una nu se compare cu împlinirea tuturor acestor prefigurări și vorbirea Lui Dumnezeu în vorbirea Lui prin Fiul. Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, dar cine este Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor? Tot ce are Tatăl este al meu, spune Domnul Iisus. Moștenitor al tuturor lucrurilor, Cel prin care a făcut și viacurile, pentru că nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, spune autorul Evreilor. El care este oglindirea slavei Lui, împlinirea, da, oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui, a făcut întipărirea ființei Lui. Citește mai tare, Coca. Și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Uitați-vă, oglindirea slavei Lui, întipărirea ființei Lui, când Filip zice, arată-ne-l pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Domnul Iisus spune, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne-l pe Tatăl? Oglindirea slavei Lui, întipărirea ființei Lui, dar apoi spune, toate lucrurile se țin prin El. Toate lucrurile se țin prin El. Imaginați-L pe El, Creatorul, susținătorul întregului univers și a vieții, și imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă El și-ar trage mâna înapoi. Totul ar dispărea. Toate țin de El și prin El, pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile și toată slava îi se cuvine, deci Lui. Și-a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ca împărat. A făcut curățirea păcatelor în vinerea mare prin sângele vărsat și avem dovada supremă în învierea din morți că a fost o jertfă de ispășire nevinovată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Versetul 4 continuă, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Întrebarea este, de ce se termină textul nostru comparându-L pe Iisus cu îngerii? Dintr-un motiv foarte simplu, autorul epistolei scrie unor destinatari care, iudei fiind, s-au întors la Domnul Iisus Hristos, dar au pornit prigonirile împotriva lor, aruncați afară din slujbele lor, bătuți, averile confiscate, aruncați în temnițe. Și cuiva i-a venit o idee și a pus o întrebare. Dom'le, dar de ce am venit noi la acest Iisus despre care mai mari noștri nu cred? Ce-i rău cu Moise? Nu este el omul lui Dumnezeu? N-a dat Dumnezeu legea prin el? Ba da. Și Pavel spune, legea a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Și acum vine Fiul lui Dumnezeu și trebuie să-L compari cu îngerii.
Și textul vine și vorbește despre supremația Domnului Iisus Hristos. Dai din mână singura valoare care îți poate oferi mântuirea. Pentru ce? Pentru o umbră care deja este, și-a epuizat funcția și menirea? Și acum înțeleg demonstrația pe care o face autorul legat de Domnul Iisus Hristos. Versetul 4 spune, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor, căci căruia dintre îngeri i-a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și iarăși, eu îi voi fi tată, el îmi va fi fiu. Și când duce în lume pe cel întâi născut, cum adică duce în lume? Păi trebuie să-l ducă în lume, pentru că el a coborât în închisoarea duhurilor, dragii mei, după ce a fost omorât în trup și acum, prin învierea lui, îl aduce din nou în lume. Când duce în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și despre înger, zice, din vânturi face înger și din flăcări de foc face slujitori ai lui. Pe când despre fiul zice, scaunul tău de domnie, ajutați-mă, ce scrie aici? Dumnezeu. Cum adică cel înviat este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este întărit pe vecie și toiagul tău de domnie este un toiag de dreptate. Tu ai, puțin mai tare, tu ai, de aceea a înviat din morți. Pentru că, deși a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, a fost fără păcat. Și moartea nu l-a putut ține. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns cu un delemn de bucurie mai pe sus de tovarășii tăi. Și versetul 10 continuă. Și? Tu ai creat cerurile și pământul. Tu ai creat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Cuvântul care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu. Dragii mei, acest cuvânt al lui Dumnezeu a creat toate lucrurile. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar tu? Ajutați-mă, dar tu? Dragii mei, cel înviat nu mai moare. Cel înviat este același, este Domn în eternitate. Planurile lui Dumnezeu sunt împlinite în El, dar Dumnezeu dorește mult mai mult decât un singur fiu, un singur om pe scaunul lui de domnie. Și versetul 13, și iarăși, căruia dintre îngeri a zis el, șez la dreapta mea până voi pune pe toți frășmașii așternut al picioarelor tale. Și în momentul acela, cerul întreg izbucnește, dragii mei, în cântare de laudă la adresa lui. Și dați-mi voie să alerg până la sfârșitul Scripturii, până în Apocalipsa, capitolul 5, versetele 11 la 14. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul celor 24 de bătrâni, în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare. Nu. Vrednic este mielul care a fost junghiat. Vrednic este mielul care a fost junghiat. Să primească puterea, bogăția, Yeah.
când se cântă Haleluia lui Handel, nimeni nu stă jos. Toată sala este în picioare. Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie toată slava, cinstea și lauda în veci. Și cele patru făpturi vii ziceau, amin. Cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Trăiască regele! Amin. Trăiască regele! Imaginați-vă cum o fi fost în ceruri. Când Fiul lui Dumnezeu, care în văzul tuturor a dezbrăcat slava Lui și a luat chip de rob, miel pentru junghiere, așteptând împlinirea vremii și tot cerul s-a uitat la El. Iar acum, întors din morți prin înviere, așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Dar care să fie implicațiile acestor lucruri pentru noi, muritorii de rând? Dacă aș porni din Efeseni, capitolul 2, epistola lui Pavel, versetul nostru spune, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Dar între ei eram și noi toți odinioară, în moarte. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile prea înalte, la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu, domnind împreună cu Hristos. Prin credință, în momentul în care îți legi viața de Domnul Iisus Hristos, tu nu mai ești rob, ci ești prinț. Poartă-te ca atare. O, dacă ar putea Duhul lui Dumnezeu să sape în noi această conștiință când ne deschidem gura, când ne facem planurile, când facem afaceri, dragii mei, când vorbim cu oamenii, când suntem nedreptățiți. Unui prinț îi dă mâna să lase de la el, să ierte, să meargă mai departe. Să întoarcă și celălalt obraz. Pentru că tot cerul este al lui, tot ce are Tatăl este al meu, spune Domnul Iisus Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună cu El în locurile prea înalte, în locurile cerești, domnind împreună cu Hristos. Dați-mi voie să mă întorc înapoi în Evrei, capitolul 1, versetul 4. Ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât am moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ba încă cineva undeva a făcut următoarea mărturisire. Ce este omul să-ți aduci aminte de el și fiul omului să-l bagi în seamă? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste toate lucrările mâinilor tale. Împărat l-a făcut Dumnezeu, rege l-a făcut pe Adam, coregent împreună cu el, peste toate lucrările tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. În adevăr, dacă toate i-au fost supuse, înseamnă că nimic nu i-a rămas de supus. Totuși, acum nu vedem că toate îi sunt supuse. Pentru că Adam și prin el noi toți ne-am vândut dreptul de a împărăți. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Se cuvenea, în adevăr, că acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să aducă mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe cel desăvârșit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, potrivit pentru mântuire, pentru mântuirea ta și a mea, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot în viac, după rânduiala
lui Dumnezeu. Și ca mare preot în veac, în seara învierii, El vine și suflă Duh Sfânt peste ucenicii Săi și acolo se naște biserica. În camera de sus, în seara învierii. Saul și-a lepădat domnia. David te știe pocăi, dar și el e cu tare multe pete, dragii mei, și curvar și ucigaș. Și cu toate acestea, Dumnezeu îl iubește pentru sărăcia lui în duh, pentru faptul că se știe pocăi și știe să scrie public Psalmul 51. Dar vine Solomon, marele Solomon, epoca de gloria lui Israel și șade pe scaunul de domnie al Domnului. Dar unuia din fiii lui David, și acesta nu-i Solomon, ci este împăratul păcii, Iisus Hristos. Dumnezeu îi face harul, dragii mei, ca de pe cruce, prin mormânți, să-l aducă la viață și 40 de zile mai târziu să-l așeze la dreapta sa în locurile măririi. Și ascultați cuvintele celui înviat. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Adam a vândut dreptul de a împărăți. Linia împăraților lui Israel au falimentat. A dejucat diavolul planul lui Dumnezeu? În niciun caz. Pentru că Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Dar dacă El a înviat, dragii mei, tot ce ați auzit este da și amin. Și de aceea autorul continuă cu atenționare. Și versetul 1 din capitolul spune, de aceea, din pricina tot ce ați auzit, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-au auzit ca să nu fim depărtați de ele. Să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, da? Nezguduit. Și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, ajutați-mă să citesc ce este aici. Cum vom scăpa noi dacă stăm față de o mântuire așa de mare? Mai citiți odată. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care a fost vestită mai întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor prin semne, puteri, felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători? Dar ce înseamnă asta nepăsător? Numai Dumnezeu ne cunoaște inima și probabil suntem două categorii aici în sală. Unii veți pleca zicând Hristos a înviat și adevărat că a înviat, ca de atâtea alte dăți, dar respingând oferta mântuirii. Duceți-vă cu această atenționare în minte, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? A, dar majoritatea dintre noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să piardă? Am îndrăzit să spunem cu autorul evreilor? Și mulți au intrat în apa botezului și eu tuturor le spun, drac intri, drac ieși din ea. Noi nu avem apă sfințită, dragii mei, care să facă minuni pentru tine? În mintea ta ai făcut un stânga împrejur, asta înseamnă a te pocăi. Până acum fugeai de Dumnezeu, acum fugi la Dumnezeu. Întrebarea este, cât ești dispus să stai în brațele Lui dacă nu-ți oferă tot ce dorești, dacă nu face ce aștepți, dacă ți ia ce iubești și dacă nici măcar nu-ți dă răspuns la întrebările tale, ce o să faci? Observați, există și o altă nepăsare, să nu prețuiești această mântuire așa de mare. Știi de ce? Pentru că aurul, argintul și pietrele scumpe și bedelionul strălucesc mai mult în ochii tăi decât mântuirea însăși. Decât mântuirea însăși. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători, fie respingând-o, fie neprețuind-o? Cum vom scăpa? Dragii mei, citiți capitolul 10 din Evrei.
Cine va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit, și asta înseamnă a nu prețui mântuirea, și va batjocori pe Duhul Harului, să se aștepte doar la o judecată nemiloasă a lui Dumnezeu, la focul cel veșnic, care va mistui pe cei răzvrătiți. Este dimineața învierii. Și, dragii mei, Hristos a înviat. Și învierea Lui este dovada că și eu voi învia, și tu vei învia, toți vom învia. Dar unii pentru a ședea cu El pe scaunul Lui de domnie, alții pentru a auzi, plecați de la mine voi toți cei care lucrați fără de legea. Facă Domnul să fim între cei care ne vom bucura să ne lăsăm strânși în brațe de Tatăl, care voia să ducă mulți fii la slavă și l-a dat pe singurul lui Fiu pentru ca lucrul acesta să fie posibil. Îi invit pe cântăreț să încearcă să vină în spatele meu și pe dumneavoastră să vă ridicați și să cântăm împreună, după ce voi îngâna câteva versete din Ioan capitolul 20. Versetul 19 spune: în seara acelea zile, ucenicii erau adunați toți la oaltă, în camera de sus, ușile erau încuiate de frica iudeilor și prin ușile încuiate, Domnul Iisus Hristos intră în mijlocul lor și le spune: pace vouă! Cum să creadă ei o nălucă? Nu mai exista așa ceva în univers, nu aveau termen de comparație. Și Iisus zice din nou: pace vouă! După care se uită în ochii lor, zice: cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. După ce a zis aceste vorbe, a suflat peste ei și a zis: luați Duh Sfânt. Dragii mei, cei care am crezut în învierea lui Hristos, plecăm în aceeași misiune, în aceeași lucrare ca lui Hristos, cu aceeași putere ca Domnului Iisus Hristos. Și Pavel se roagă ca Dumnezeu să deschidă ochii, minții și a inimii, să pricepem care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei, moștenirii Lui în sfinți, și ascultați ce urmează. Și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii Lui, aceeași putere pe care a desfășurat-o în Hristos Iisus, prin faptul că L-a înviat din morți. Amin.